USR, aveți o problemă la sectorul 1, domnule Burduja, și am văzut că v-ați activat apropo de chestiunea legată de buget. Și vreau să le explicăm puțin celor care și locuiesc în sector, dar și se uită la dezbaterea noastră, care e problema cu bugetul lui Clotilde Arma? Problema depășește cadrul bugetului, e legată de modul în care, din păcate, și vorbim de un haos administrativ generat de decizii unilaterale. Mai concret, în decembrie, primarul a inițiat un proiect de reorganizare a primăriei. A desființat unele instituții din subordinea Consiliului Local. O parte dintre oameni i-a reangajat în aparatul primarului. În fine, în instanță s-au deschis două acțiuni de către persoanele vătămate. Și iată că pe 30 martie a fost o primă pronunțare, în primă instanță s-a dispus suspendarea hotărârii de Consiliu Local. Practic orice act subsecvent, deci după data de 30 martie, trebuie să nu mai poate lua în considerare o hotărâre suspendată. Ori bugetul a fost construit și se încăpățânează dânsa într-un mod pe care eu nu-l înțeleg, de 3 săptămâni se încăpățânează, să păstreze un proiect de buget ilegal făcut pe o organigramă suspendată în instanță. Și noi i-am spus, doamna primar, aveți obligația legală de a respecta decizia Tribunalului București. Astăzi a apărut motivarea, e extrem de clară și extrem de dură. Spune negru pe alb că ce s-a întâmplat are grave indicii de nelegalitate și deci dispune această suspendare și proiectul de buget trebuie să fie făcut legal ca să putem să-l amendăm și ulterior să-l votăm. Da, oricum mă gândeam așa că pare oarecum din același film al unei comunicări care nu e foarte prietenoasă, deși sunteți parte din aceeași coaliție, nu? Doamna Clotilde Arma este primar USR Plus, consilierii liberali sunt cei care atrag atenția că bugetul acum este un buget conform Tribunalului București în afara legalității. Dialogul e un dialog de joc de mimă, Sebastian Burduja? Și eu întreb cu onestitate că dacă nu există un dialog, ok, legea e lege, nu sunt avocat, nu am cum să stabilesc eu ce e și cum e. Dar mi se pare că și în această chestiune, pentru că nu poți trece bugetul fără votul majorității din Consiliul Local. Și atunci iarăși un blocaj din care eu, cetățean de sectorul 1, by the way, cel puțin pe buletin, mă uit și mă întreb, bun, se dezvoltă ceva la mine în sector sau nu? Din păcate, toată primăria este blocată în acest moment. Asta e realitatea. Au plecat destul de mulți oameni cu experiență. Ori fi plecat și unii oameni care au greșit în trecut. E treaba justiției să o facă. Noi nu o să vorbim despre lupta cu mafia, cu M mare, cum am tot auzit. Asta e treaba procuraturii, a judecătorilor. Dar cert este că administrația e complet blocată, este un haos general, lumea nu mai vrea să semneze în primărie pentru că se tem că dacă semnează pot fi trași la răspundere că n-au pus în aplicare hotărârea instanței și vă spun totul din cauza acestei încăpățânări pe care, repet, eu nu înțeleg din partea primarului de a insista cu acum, reorganizare. Acum eu nu știu dacă încerc să-mi dau seama, dar probabil că este tangențial și apropo de ce se întâmplă la guvern, dar și apropo de ce se întâmplă în partea locală, în administrația locală și mă refer la sectorul 1. În urmă cu o oră, Clotilde Arma a pus pe Facebook-ul personal și din respect pentru echilibru jurnalistic vreau să punctăm declarația domniei sale. În ultima vreme, tot mai mulți liberali s-au dezlănțuit împotriva mea și a colegilor mei din USR Plus. Un prim-ministru care se supără atunci când îi spunem adevărul în față, un liberal care ne trimite acasă atunci când vrem reforme adevărate în administrație și altul care a uitat că a fost votat să ne reprezinte la Bruxelles. Dragi colegi liberali, vă rog, lăsați jocurile politicianiste la o parte și haideți să guvernăm împreună România. Acesta este angajamentul nostru în fața românilor. N-avem timp de pierdut cu aceste lupte sterile. Știu, suntem incomozi pentru că nu mai acceptăm compromisuri și combinații. Suntem oameni care după 31 de ani în care politicienii au făcut politică fără să intereseze de cetățeni, noi ne dorim o țară mai prosperă. Haideți să o reconstruim împreună, stimați colegi de coaliție, să lăsăm la o parte orgoliile, să ne apucăm de muncă, e tot ce contează acum. Don't hate the player, hate the game.
În francez ar fi fost poate și mai interesant, dar da, eu n-am o problemă cu jocul. Mie chiar îmi place spectacolul politic. Cum răspundem la chestiunea asta? La declarația doamnei Clotil, care practic e din același... Ultima frază pe care a folosit-o, nu cea din engleză, cea dinainte, e un fel de copy-paste din ceea ce îi spunem doamnei de vreo două luni încoace, sau mai bine de atât. Hai să lăsăm campania, hai să lăsăm atacurile politicianiste, scandalurile ieftine, hai să guvernăm, că de asta ne-au ales oamenii și tot facem în parteneriat, că așa ne-am asumat. Din păcate lucrul ăsta nu s-a întâmplat, noi ne-am făcut publice de fiecare dată argumentele foarte bine fundamentate și respectarea legii nu e o chestiune de negociat pentru noi. Deci e o linie roșie peste care nu o să trecem niciodată și anume încălcarea legii. Ori asta ne cere dânsa să facem supunând la vot în repetate rânduri un proiect de buget ilegal. Cam la asta se reduce totul. Eu sunt convins că dacă o analizează la rece, va înțelege că avem cele mai bune intenții. Dânsa e primar cu voturile PNL, a câștigat la 1007 voturi. Înțeleg că se renumără, deci o să vedem care e diferența în ultimă instanță și, bineînțeles, trebuie să respecte acest parteneriat. De asta este astăzi primarul sectorului 1. Da.